Malani. Cum îi spuneți aici? Da, porumb. Porumb. Și peste puneți... Făină de grâu. Făină de grâu. Sare. Sare nu pui acum, tu. Cam cât? Nu pui sare acum. Nu pui, eu pui sarea când pui, la, când pui la malai, un cuptor. Atunci pui sarea. Da. Da. Asta e. Când se răcește. De acum când fierbe apa, trebuie să fiarbă bine. Ca să pui... Să clocotească, să clocotească apa. O strachină de, de făină de grâu la... Un kil jumătate, 2 kg de făină de porumb. Și cam cât iese din... Două tăvi. Da. Acum... Apa, să fie fierbinte, trebuie să fiarbă apa, că dacă nu fiesă vine malaiul. Dacă nu-i fiesă, am pus făina, hai încet așa, stai ca să mă merg. Bine. Trebuie să fie moale, trebuie să umfli făina asta. Da, să umfli, adică dacă apa e clocotită, de ce vei? Hai, pune aici. Așa e. Face așa. Așa că o să iese mălai bun. Făina este... Știm ce facem. Înge s-a terminat timpul. Dar înainte măi, Veronica, da. Mălai făceau de Crăciun, femeile. Da. De Paște era obiceiul ăsta că făceau răcituri, da, și mălai, de da, și de Crăciun, da. Și de Crăciun mai mult colaci, n-ai că veneau copiii. E, nu de Crăciun, tu, da. De Revelion. De Revelion se făcea. Dar de Paște, mă, mălai, răcituri. Da, făcea și mălai. Deci l-ați amestecat? Da. Cum v-ați dat seama că e gata? Nu mai ai după făină. Cum îl amestec cu mâna. Bine. Acum... Punem în tavă. Un pic de așa. Bun, să stai ce am făcut. Cam cât de gros în tavă? Cât în cap în tavă aici. Că e mai gros, atunci iese mai bun. Că mai subțiri se usucă mai tare, dar cred că iese mult tu de aici. Da, iese mai mult. Da. Dacă îl faci mai cât am fost și dacă nu te la găinii, gata. Nu? Da. Iasă mai mult. Deci asta se cheamă... Muruială. Muruială, făină... Făină e făină de grâu alb, să punem apă, să-l amestecăm bine, ca să punem deasupra când l-am pus malaiul. Asta să pui așa. Și pe deasupra se pune... Da, se pune asta făină de grâu amestecat cu apă și se pune muruială. Muruială. Așa se spuneau bătrânii și așa spunem și noi. Pune-te aici. Deci n-am gustat cotăi de dulce, tu. Nu l-am gustat, și de sare nimic. Nu știu. Oamenii buni întotdeauna îl fac potrivit. Cred că și eu, că m-am mai făcut. Mi-a ieșit, am făcut de Crăciun, am avut zimeri acasă, atât au mâncat. Doamne ajută! Acum le băgați? Asta spuneam, n-am gustat. Cum ai de sare și nici de dar. Le băgați în rolă? Da. În rolă intră cam două, da? Două. Cum îi ziceți? Două malai? Da. Două tăvi de malai. Da. Două tăvi de malai. Și rola? Da, închidem rola.
Și după aia ne uităm cam peste o jumătate de oră la ei, să vedem cum, după aceea le mai lăsăm. Dar trebuie să coacă cam o oră și... Păi să nu fie. A dă-l pe el la întucatâna de acum. Mai este încolo să-l bagi la... A scoate mălaiul, e da. Cam poveste. De frumos.